M-a întrebat un student la filozofie cum poate să ajungă în cer, cum poate să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Fiindcă spunea el că a învățat la filozofie că Dumnezeu se află pe vârful unui munte, spun filozofii, și orice cărare, orice cale duce la Dumnezeu. Dragii mei, vreau să spun că nu este chiar așa. Pare interesant, pare destul de faină ideea asta, că toți cumva, undeva, prin eforturile proprii, urcăm pe munte și undeva în vârf ne așteaptă Dumnezeu, dar nu este așa. Și vă aduc dovada, Ioan 14:6, Domnul Iisus spune așa cuvinte: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Ce face Iisus? Taie orice altă cale spre Tatăl, lăsând doar una. Și aceasta fiind propria persoană. Dragii mei, nimeni nu poate să ajungă în rai la Tatăl decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu ajung în cer prin Muhammed, nu ajung în cer prin Buddha, nu ajung în cer prin eforturile proprii, nu ajung în cer nicicum decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci pocăiți-vă, botezați-vă, urmați-L pe Iisus, îl trăiți potrivit cuvântului Său și veți ajunge cu toții în raiul Lui. Dacă n-ați ne vedem pe acest pământ, fiți siguri, dragilor, că ne vom